Bine v-am găsit la știri. Pacienții din Alba nu vor mai merge la Sibiu sau Cluj pentru o investigare prin rezonanță magnetică nucleară. Iar la Spitalul Județean s-a încheiat procedura pentru achiziționarea unui aparat RMN nou și modern în valoare de peste 4 milioane de lei. În perioada 2005-2008 la Spitalul Județean Alba a existat un RMN închiriat prin asocierea dintre o firmă din Sibiu și un investitor german. În urma unor neînțelegeri între cei doi parteneri, aparatul a fost retras, iar pacienții din Alba trimiși la Sibiu și la Cluj pentru o investigare RMN. Începând cu 6 octombrie, noul aparat RMN va funcționa în cadrul Spitalului Județean Alba. Am început demersurile anul trecut în luna mai. A fost o licitație, prima licitație a fost eșuată, a doua a avut succes, cu toate că până la urmă este vorba de un an și două luni de când ne străduim să facem treaba asta. Este un început, cred că suntem primul spital care recurgem la acest mod de achiziție, în sensul că garant pentru investiție este Consiliul Județean, este un credit furnizor, este un parteneriat între furnizor, finanțator și Consiliul Județean. Vom plăti din banii noștri, din venituri proprii, pe o perioadă de 72 de luni și eu consider că pentru pacienții din Alba Iulia și din județul Alba va fi un mare câștig. Investigarea RMN la Alba Iulia înseamnă timp mai scurt pentru diagnosticare, eliminarea disconfortului pacientului care trebuia transportat, precum și reducerea costurilor pentru deplasările cu ambulanța. La momentul actual plătim undeva în jur de 250 de milioane pe lună de lei vechi pentru servicii RMN prestate de către RMN Diagnostica Sibiu. Casa de Asigurări de Sănătate Alba are încheiate contracte cu spitale din Cluj și Sibiu, care au în dotare un RMN, însă în urma achiziției aparatului RMN, de la 1 noiembrie contractul se va face doar cu Spitalul Județean Alba. Asigurații și pacienții pot avea acces la aceste servicii gratuite, în limita contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate, ca și investigație paraclinică cu bilet de trimitere de la medicul specialist din ambulatorul de specialitate. Va putea avea de asemenea acces gratuit la aceste servicii dacă este internat sau dacă nu mai sunt locuri disponibile din contractul încheiat cu casa, atunci vor trebui să suporte costurile în cazul în care nu mai pot aștepta. Sunt două servicii care sunt, sau trei mai corect, mari utilizatoare de investigație RMN, și anume neurologia, neurochirurgia și oncologia. Astea sunt cele trei domenii medicale în care această investigație și are cea mai mare utilitate. Doctorul Crainin, care are competență în imagistică și inclusiv RMN, el va fi cel care va face interpretările. Rezonanța magnetică nucleară este o tehnică neinvazivă ce permite scanarea corpului uman prin introducerea în interiorul unui magnet. Investigarea RMN se efectuează pentru diagnosticarea anumitor afecțiuni, precum tumori, sângerări, leziuni, afecțiuni vasculare sau infecții. CFR Călători a introdus începând de ieri o nouă ofertă comercială pentru biletul dus-întors. Aceasta dă posibilitatea pasagerilor să aleagă varianta optimă pentru propria călătorie, beneficiind de o reducere de 10% și de o serie de facilități. Cele două variante din noua ofertă CFR sunt dus-întors opțional și dus-întors open. Prețul unui bilet dus-întors opțional este redus cu 10% din tariful de transport și oferă posibilitatea de alegere a rangului de tren, a clasei și a rutei diferite la dus față de întors. Data întoarcerii este însă stabilită la momentul achiziționării biletului. Cea de-a doua variantă, bilet dus-întors open, este și ea redusă cu 10%, dar nu se pot schimba la întors rutele sau rangul și clasa trenului. Biletul permite efectuarea călătoriei de întoarcere în oricare din cele 20 de zile de valabilitate. Ambele variante de bilet oferă posibilitatea rezervării cu 30 de zile anticipație la călătoria de întoarcere. Ultimele oferte CFR permit schimbarea de rută, clasă sau rang de tren cu achitarea integrală a diferențelor tarifare și permit întreruperea, amânarea, anticiparea călătoriei atât la dus cât și la întors.
30 de inculpați cercetați în dosarul contrabandei cu țigări au fost eliberați prin decizia Curții de Apel Alba Iulia. Dosarul se va judeca în continuare pe fond la Tribunalul Hunedoara. În luna mai au fost puse în libertate alte 24 de persoane implicate în același dosar. Contrabandiștii au fost prinși la sfârșitul anului trecut. La termenul de marți, Curtea de Apel Alba Iulia a admis practic recursurile formulate de cei 30 de inculpați împotriva hotărârii Tribunalului Hunedoara, care a respins aceste cereri de eliberare provizorie sub control judiciar. În acest dosar au fost trimiși în judecată în stare de arest preventiv 64 de inculpați, majoritatea reținuți la sfârșitul anului trecut, ei fiind acuzați de săvârșirea infracțiunii de contrabandă de țigări și faptul că au făcut parte din mai multe grupuri infracționale organizate care s-au specializat în această infracțiune, fiind introduse pe teritoriul țării în mod ilegal țigări din Ucraina, Serbia și Republica Moldova. Dosarul va continua să fie judecat la instanța de fond, care este Tribunalul Hunedoara. Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia este definitivă, cei 30 de inculpați urmând să fie judecați în continuare în stare de libertate, cu respectarea obligațiilor stabilite de instanță. În caz de încălcare însă cu credința acestor obligații, inculpații se vor întoarce după gratii. Ploile abundente din ultima perioadă care s-au abătut asupra județului Mureș au afectat gospodăriile din mai multe localități. Crucea Roșie a intervenit astăzi de urgență cu ajutoare umanitare de primă necesitate din depozitele proprii pentru victimele inundațiilor din localitatea Livezeni. Mai multe localități din județul Mureș au fost inundate în noaptea de luni spre marți în urma unei ploi torențiale. Aceasta a produs pagube însemnate și în localitatea Livezeni, unde vor ajunge primele ajutoare din partea Crucii Roșii Alba. Sunt niște bunuri din depozitul zonal de dezastre care au destinația Târgu Mureș. Vor merge la Crucea Roșie acolo pentru că aproape de Târgu Mureș, la vreo 6 km, în comuna Livezeni, au avut loc acum 2 zile inundații puternice și Crucea Roșie trebuie să fie alături de oamenii de acolo. Sunt aproximativ 200 de pături, 200 de saci de dormit, castroane, căni de plastic, corturi și 400 de șampoane. În perioada următoare, Crucea Roșie va continua să ofere persoanelor afectate de inundații ajutoare de primă necesitate din depozite de intervenție în caz de dezastre și din depozitele băncii de alimente, în funcție de solicitările venite din partea autorităților locale. Vineri este o zi foarte importantă pentru buna desfășurare a alegerilor locale. Primarii din întreg județul se prezintă la instituția prefectului Alba pentru a intra în posesia buletinelor de vot și a ștampilelor cu inscripția votat. Potrivit prefectului Dan Coriolan Simedu, activitatea de organizare a alegerilor din 10 iunie, aflată pe ultima sută de metri, se desfășoară după un grafic stabilit la minut. Ca în data de 8 iunie să facem repartizarea buletinelor de vot, a ștampilelor, a colantelor, a tușului și așa mai departe, pentru fiecare circumscripție electorală. Vor veni aici la prefectură cu pază militarizată, fiecare primar va prelua sacul cu buletine de vot, ștampile și tot ceea ce este necesar. Tot în această perioadă, după cum v-am spus înainte, vom inspecta toate secțiile de votare ca ele să îndeplinească condițiile minimale standard pentru a se putea desfășura procesul electoral. Programul de distribuire a buletinilor de vot către unitățile teritoriale administrative din județ va începe mâine dimineață de la ora 7. Membra Asociației Municipiilor din România, Alba Iulia, nu și-a plătit cotizația pe ultimii 3 ani, dar o va face în curând. În ultima ședință de Consiliu s-a aprobat plata acestei restanțe, însumând aproape 60.000 de lei. Înființată în anul 1990, Asociația Municipiilor din România este o organizație pentru sprijinirea și reprezentarea intereselor autorităților locale. Cuprinde 103 municipii și cele 6 sectoare ale capitalei care plătesc lunar o anumită cotizație. La acest capitol, administrația Alba Iulia are de plată contribuția pe anii 2010, 2011 și respectiv 2012. Este vorba de aproximativ 60.000 de lei, sumă care va intra curând în contul asociației. Există în Cerul Băcăinți un bloc cu 2 etaje care din 1990 încoace a fost ocupat parțial doar de postul de poliție al comunei. În imobil stau pustii de 2 decenii 4 apartamente mari și late. Blocul și terenul aferent se află în administrarea Ministerului de Interne.
Consiliul local al comunei Ceru Băcăinți vrea ca aceste 4 apartamente să fie transferate în proprietatea domeniului public al unității teritorial administrative pentru a putea fi închiriate cadrelor din sănătate și învățământ ce își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei, dar nu dețin proprietăți în zonă. În acest sens, prefectul Dan Coriolan Simedru a elaborat un proiect de hotărâre pe care l-a înaintat guvernului spre aprobare. Consiliul Local Alba Iulia a scăpat de dosar penal. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară nu a constatat nereguli legate de modul de folosire a fondurilor alocate sub formă de finanțări sau cotizații către Asociația Fotbal Club Unirea 1924. În ședința din 31 mai, legislativul de Alba Iulia a revocat hotărârea de Consiliu privind constituirea ca parte civilă în dosarul penal legat de banii alocați clubului de fotbal Alba Iulian. Decizia a fost consecința concluziilor expertizei contabile extrajudiciare efectuate de biroul de expertiză contabilă Florinel Oprinca, potrivit căruia ajutorul financiar acordat Asociației Fotbal Club Unirea 1924 s-a derulat conform legii și nu în afara ei. Menționăm că în perioada 2005-2011 Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia a finanțat Asociația Sportivă în cauză cu suma de 8,25 milioane de lei. Cele mai importante plăți s-au efectuat între anii 2007-2009, când asociația a primit la legislativul de Alba Iulia aproape 7 milioane de lei. 900 de misiuni executate într-o singură lună și amenzi acordate în valoare de peste 15.000 de lei. Acesta este raportul activității Jandarmeriei Alba în luna mai. Efectivele de jandarmerie au acționat atât pentru menținerea ordinii publice, cât și pentru a asigura pază și protecție locuitorilor județului. În luna mai, cele mai multe acțiuni ale jandarmilor au fost pentru menținerea ordinii publice în stațiuni montane și pe traseele turistice adiacente. Aproximativ 300 de misiuni au fost executate în timpul manifestărilor cultural-artistice, religioase, promoționale, sportive sau cu caracter electoral. 900 de misiuni reprezintă o cifră medie, având în vedere că au fost luni în care am executat peste 1000. Au fost misiuni executate pe palierul de menținere a ordinii publice, așadar alături de polițiști în medii cunoscute cu potențial criminogen din orașe, sate sau intercomunale. Echipele de jandarmerie au intervenit în 71 de cazuri semnalate atât prin intermediul numărului unic de urgență 112, cât și prin apel direct la numărul inspectoratului. Au fost executate 160 de misiuni de punere în aplicare a mandatelor de aducere a unor persoane implicate în procese de judecată sau în anchete. Au fost constatate infracțiuni, au fost constatate contravenții, multe dintre acestea au fost sancționate cu avertizmente scrise, unele chiar cu avertizmente verbale, însă una peste alta au fost constatate peste 30 de infracțiuni, multe fapte de natură contravențională, cu un cuantum moderat, putem să spunem în jurul la 15.000 de lei. În același timp, jandarmii au asigurat paza și protecția transporturilor de bunuri, valori, înscrisuri și produse cu caracter special, care potrivit legii prezintă un grad de pericol ridicat și necesită condiții speciale de siguranță. Record de vizitatori la Muzeul Național al Unirii. Peste 26.000 de persoane au trecut pragul instituției de cultură Alba Iuliene în primele 5 luni ale anului 2012. Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a înregistrat o creștere spectaculoasă a publicului vizitator. Comparativ cu anul trecut, doar în perioada ianuarie-mai s-a constatat un plus de aproape 10.000 de vizitatori. Dintre lunile cele mai aglomerate de departe se situează aprilie cu peste 11.000 de vizitatori și mai cu peste 10.000 de persoane. Publicul a fost atras prin manifestări culturale precum Noaptea Muzeelor, prin frumusețea cetății și printr-o serie de evenimente organizate în incinta cetății Alba Carolina. O locomotivă ce pe vremuri pufnea abur la deal spre Apuseni a fost amplasată de ieri în apropierea sediului Agenției de Dezvoltare Regională din Alba Iulia. Amplasamentul nu a fost ales întâmplător pentru că în acea zonă era odată gara mică a orașului. Locomotiva a tras în urmă cu aproape 3 decenii trenul de linie îngustă care încă mai circula pe șina mică spre Zlatna. A fost de curând restaurată la Cluj-Napoca și acum își așteaptă vagonul de persoane pentru a primi simpatica titulatură de mocănița. Garnitura venită din trecut în prezent are ca mecanic Consiliul Local Alba Iulia, realizator al acestui inedit proiect turistic care mai cuprinde și un pavilion de expoziție cu ceainărie. Chiar foarte bine, foarte frumos. Ce să zic? Bravo, Alba Iulia! Foarte bine, frumos pentru această localitate. Este un proiect foarte bun, deoarece vrem să ilustrăm ce se întâmplă la noi în Alba Iulia, un oraș renăscut. Tu ce zici? Eu și eu tot așa zic,
E foarte frumos ce se face în acest oraș și sper să țină asta, chestia asta. Să ai un proiect interesant, deoarece prezintă istoria orașului, ceva care ne-a marcat. Mocănița a circulat pe ruta Alba Iulia Slatna până în anul 1984. 28 de preșcolari de la grădinițele din Alba Iulia au arătat astăzi că, cel puțin teoretic, știu ce înseamnă o viață sănătoasă. Prin concursul Isteț și Frumos într-un corp sănătos, organizatorii și-au propus să contribuie la formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase, precum și la încurajarea mișcării zilnice în rândul micuților. Concursul Isteț și Frumos într-un corp sănătos a ajuns la cea 5-a ediție și se bucură de un real succes în rândul copiilor. Astăzi, în cadrul concursului, va fi o evaluare a cunoștințelor și competențelor copiilor dobândite în cadrul proiectului Alimentația Sănătoasă și Activitatea Fizică în rândul copiilor și adolescenților din România. Acest proiect se pliază perfect pe obiectivele educației pentru sănătate din grădiniță. După cum știți, încă de la venirea în grădiniță, copiii sunt inițiați în ceea ce privește educația pentru sănătate. Primele activități se referă la observarea corpului uman, la igiena mâinilor, igiena părului, igiena dinților, igiena alimentară. Proiectul de educație pentru sănătate este derulat în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică Alba, Crucea Roșie și Inspectoratul Școlar Alba. Noi suntem parteneri și ne bucurăm că astăzi am văzut un exemplu de parteneriat între o instituție grădiniță, Inspectoratul Școlar, Crucea Roșie, Direcția de Sănătate Publică, un exemplu extraordinar în care un parteneriat este pus în practică într-un program de promovare a mesajelor pentru o viață sănătoasă în rândul copiilor. Crucea Roșie Română organizează astfel de concursuri de peste 20 de ani în județul nostru pentru preșcolari, deci pentru grădinițe. Acest concurs însă de 5 ani de zile îl organizăm în colaborare cu grădinița Dumbrava Minunată, cu Direcția de Sănătate Publică Alba și practic s-a conturat sub forma unui proiect foarte bine pus la punct de doamna Aurora Vârtei. Un concurs foarte educativ pentru grupele de preșcolari. Ne bucurăm că putem fi parte la formarea acestor copii într-un stil de viață cât mai frumos posibil. Sperăm că acești copii ulterior să ajungă la sanitarii pricepuți și, de ce nu, pe viitor să urmeze o carieră în domeniul sanitar. Împărțiți pe grupe, cei mici au susținut câte 3 probe pentru a dovedi că știu care sunt regulile unei vieți sănătoase. Astfel, preșcolarii au răspuns la întrebări în cadrul probei teoretice, au realizat o expoziție cu adevărate lucrări de artă din legume și fructe și mai apoi au completat câte o fișă cu tematica specifică concursului. Este recomandat să mâncăm fructe, legume, carne, ouă și lapte. Copiii la grădinița gazdă Dumbrava Minunată au pregătit un scurt program artistic legat de alimentația echilibrată, consumul de fructe, legume și lichide, în special apa, precum și de practicarea zilnică a exercițiilor fizice. Dacă vrei să treci voinic, fă gimnastică de mic! Bravo! Preșcolarii au fost răsplătiți cu diplome și premii constând în legume și fructe, obiecte de uz personal și câte un ghid de viață sănătos realizat de cele 4 grădinițe partenere în proiect. Restricțiile impuse de statul român pentru deschiderea supermarketurilor au fost ridicate după îndelungi presiuni ale Comisiei Europene și FMI-ului. La începutul acestui an, Guvernul României a anunțat oficialii europeni că angajamentul a fost respectat, însă în realitate hotărârea a fost luată abia în ședința de guvern de ieri. Actul normativ adoptat în 2004 stabilea că deschiderea structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare de peste 1000 de metri pătrați este autorizată de către o comisie constituită la nivelul autorității locale, din care trebuie să facă parte și un reprezentant al agenților economici din imediata vecinătate a centrului comercial pentru care este cerută autorizația. Nu de puține ori, eliberarea autorizației nu era privită cu ochi buni de către concurență și astfel se întârzia deschiderea propriu-zisă a supermarketurilor. Prin scrisoarea de intenție trimisă celor două instituții internaționale în primăvara anului trecut, guvernul s-a angajat
angajat să elimine toate aceste restricții până în septembrie 2011, dar promisiunea nu a fost respectată. FMI și Comisia Europeană au revenit și au acordat un nou termen impunând autorităților române să rezolve problema până la sfârșitul lunii ianuarie 2012. La termenul stabilit, guvernul a anunțat FMI că acest angajament a fost îndeplinit, documentul fiind aprobat în această formă de bordul fondului. În realitate, abia în ședința de ieri, guvernul a emis o ordonanță de urgență în acest sens, făcând astfel mai lejeră procedura de deschidere a unor asemenea unități. Rămâne de văzut dacă noile reguli vor face ca numărul supermarketurilor să crească. Guvernul României va emite ordonanțe și pe perioada vacanței parlamentare. Autoritățile și instituțiile publice locale și centrale vor cheltui cu 30% mai puțin pentru protocol și deplasări în străinătate, iar plafonul pentru programul Prima Casă crește până la 200 de milioane de euro. Aceste măsuri au fost adoptate de cabinetul Ponta în ședința de miercuri. Astfel, pe perioada vacanței parlamentare din iulie-august 2012, guvernul va putea emite ordonanțe pe următoarele domenii: finanțe publice și economie, agricultură și dezvoltare rurală, administrație și interne, transportul și infrastructură, turism și contravenții. În ceea ce privește reducerea cheltuielilor bugetare, conducătorii autorităților și instituțiilor publice, ale administrației publice centrale și locale, obligați să dispună măsurile necesare în vederea diminuării cu 30% a cheltuielilor de protocol și a cheltuielilor cu deplasările în străinătate în semestrul 2 al anului 2012, față de cheltuielile de această natură efectuate în semestrul 2 al anului 2011. În plus, acestora li se interzice efectuarea de cheltuieli pentru achiziționarea și sau elaborarea studiilor de fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții dacă în ultimii 5 ani bugetari au fost întocmite studii având același obiect. O altă măsură adoptată de guvern a fost creșterea plafonului garanțiilor care pot fi emise în cadrul programului Prima Casă până la 200 de milioane de euro. Sumele se alocă de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii cu acordul Ministerului Finanțelor Publice. Confruntare de proporții între Comisia Europeană și Parlamentul European. Mărul discordiei îl reprezintă spațiul Schengen, în a cărui mecanism de valoare nu mai este dorit aportul Parlamentului. Dintre toate statele membre, guvernul României este singurul care se opune unei asemenea decizii. Noua schema mecanismului de evaluare a urma să nu mai includă Parlamentul European în procesul de decizie. Această măsură ar putea declanșa proceduri judiciare din partea Comisiei Europene și a Parlamentului European. România este singura dintre cele 27 de state membre care se opune acestei decizii, dar diplomații europeni sunt încrezători că la reuniunea miniștrilor de interne de la Luxemburg, Bucureștiul se va abține de la vot, lucru care însă nu va periclita unanimitatea necesară pentru a schimba baza legală a noului mecanism de evaluare. Statele membre au acceptat totuși o serie de concesii, iar astfel eurodeputații urma să fie consultați pe probleme Schengen, urmând ca responsabilitatea evaluărilor individuale să fie împărtășită cu Comisia Europeană. Aderarea României la Schengen este blocată de Olanda, dar Bucureștiul speră să obțină undă verde după alegerile olandeze din septembrie. Mâine debutează la Alba Iulia cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Literatură Umoristică, Fotografie și Caricatură Albumor. Cu acest prilej se vor aduna în orașul nostru cunoscuți umoriști din țară, gata să aducă buna dispoziție pentru toți iubitorii genului. Festivalul Albumor se va desfășura mâine și sâmbătă, iar iubitorii genului vor putea vizita expoziții de caricatură, vor asista la lecturi publice și sesiunea ale epigramiștilor organizate la Sala Unirii, Muzeul Național al Unirii și Alba Mall. Festivalul Internațional Albumor a ajuns la ediția 3-a și organizatorii îi invită pe cei interesați la 2 zile de bună dispoziție, de umor, de surprize și de încântare și vizuală, dar și intelectuală, pe care toți cei prezenți și invitați în acest festival ne vor oferi cu prisosință. Cu ocazia festivalului Albumor, 184 de creatori de gen au trimis materiale pentru concursul organizat pe următoarele secțiuni: epigramă, fabulă, proză scurtă, parodie, caricatură și fotografie. Când zic invitați, mă gândesc la cei din Academia Popas, care ne vor servi la minut, să zicem, caricaturi. Vom avea un vernisaj de expoziție Handelsmann Eugen de caricatură, la fel de frumos și de prețios, o sesiune a epigramiștilor, mai multe expoziții de caricatură și o gală a laureaților, unde chiar ne vom regala cu prețioasele lor caricaturi și cuvinte de duh. Deschiderea festivalului va avea loc mâine la ora 17 la Sala Unirii, prilej cu care va fi omagiat și celebrul caricaturist albaiulian Eugen Handelsmann la 100 de ani de la naștere, printr-un vernisaj al unei expoziții organizate de Muzeul Național al Unirii. Momentul va fi însoțit de prezentarea albumului comemorativ Handy 100, un cavaler al veselei figuri, Eugen Handelsmann 1912-1989.
Nintendo pregătește un nou joc Mario pentru promovarea noului său gadget Wii U Gamepad. Super Mario va putea fi jucat pe consolă în condiții normale, dar pe Wii U va oferi jucătorilor opțiuni suplimentare de control. Super Mario U include ca de obicei pe Mario și Luigi alături de Toad, însă jucătorii pot folosi și avatarul propriu, scrie Mashable.com. Noul joc Mario poate fi jucat pe consolă folosind controllerul Wii U, însă atunci când TV-ul este ocupat, ecranul tactil al gamepad-ului permite transformarea acestuia în mini-consolă de joc. Funcționalitatea suplimentară pentru cei care joacă Super Mario direct pe Wii U Gamepad este un punct de atracție important pentru controllerul Nintendo, pe care jucătorii vor avea la dispoziție încă 21 de titluri optimizate imediat după lansare. Dispozitivul va fi lansat în Europa, Australia, Statele Unite ale Americii și Japonia înainte de Crăciun. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul un eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport! Începem jurnalul cu o știre foarte proastă pentru întreaga comunitate din orașul nostru. Echipa de fotbal Unirea Alba Iulia este la un pas de a se desființa. Măsura vine după ce clubul unirist nu a ajuns la nicio înțelegere cu autoritățile locale și județene. În urma acestei măsuri, mai mulți acționari au declarat că nu mai pot finanța clubul și este foarte aproape ca acesta să-și întrerupă activitatea după aproape 90 de ani. Mâine va avea loc la Blaj un adevărat spectacol fotbalistic. Evenimentul este organizat de Asociația Județeană de Fotbal Alba în parteneriat cu mai multe instituții. Cel mai important moment este înmânarea trofeelor pentru laureații sezonului 2011-2012 și finala Cupei României, faza județeană. Evenimentul debutează la ora 13, unde va avea loc ultima etapă din Campionatul Speranțelor. Acțiunea va continua între orele 14 și 17 cu meciul din cadrul Cupei AJF Alba pentru echipe formate din copii la școlile cu program special din județ, activitate ce face parte din programul UEFA Grassroots. Vom începe de la ora 1 cu ultima etapă a Campionatului Speranțelor, ediția 2012, jucători de 10 ani, pe terenul sintetic, de lângă terenul principal de iarbă. De la ora 14:30 vom avea o competiție pentru copii de la școlile cu program special din județ. Vor fi 6 școli, una de la Iud, una de la Sebeș, una din Alba Iulia, două din Blaj și copiii de la Centrul de Servicii Sociale Sfânta Veronica de pe lângă Mănăstirea Dumbrava. O competiție care face parte din programul Grassroots UEFA. Copii cu probleme sociale vrem să fie alături de noi la această sărbătoare. Nici fotbalul feminin nu este neglijat mâine, când echipa de fete Navobi Alba Iulia va încânta privirile celor prezenți. Ultimul meci este și cel mai important. Arena Alba Iulia va întâlni performanța Alba Iulia în finala Cupei României, faza pe județ. După un an întreg vrem să și ne bucurăm împreună de o festivitate de premiere, sperăm foarte reușită, alături de cei care merită să fie laureați, adică campionii, vicecampioni, locul 3 și jucătorii remarcați. Va fi o zi foarte plină pentru că, în afară de festivitatea de premiere, avem finala cupei, faza județeană între Arena Alba Iulia, proaspăt promovată în Liga 4 după un parcurs numai cu victorii în Liga 5 și performanța Alba Iulia. Va fi și fotbal feminin de la ora 4, participă jucătorile echipei Navobi, proaspăt înființată, pentru că am considerat că e cazul să demonstrăm celor care vin la stadionul CSS Park Avram Iancu din Blaj că se poate juca și fotbal feminin, se poate juca și fotbal mixt, asta e tot o parte din programul UEFA Grassroots, dar pentru început mă bucur că avem și o echipă de fotbal feminin și sper să aibă și performanțe, pentru că jucătoare talentate sunt convins că se vor găsi. Toți participanții la eveniment vor primi premii speciale din partea Asociației Județene de Fotbal Alba.
Echipa de basket CS Universitate Alba Iulia a făcut primul transfer al verii. Cu gândul de a ataca locurile 1-4, Alba Iulenii doresc să-și întărească lotul. Prima mutare este cea a jucătoarei de la BCM Danzino Timișoara, Iovana Vukoje, componentă și națională de basket a Serbiei. După locul 5 obținut în sezonul recent încheiat, oficialii clubului din Cetatea Mare Unirii au trasat un obiectiv clar pentru echipă în sezonul care urmează. Astfel, CS Universitatea are ca țintă să ajungă în Final Four, iar pentru acest obiectiv se vor face sacrificii mari. După ce au declarat că jucătoarele americane Brianna Sally și Becca Tobin vor rămâne la echipă și pe viitor, a fost anunțat și primul transfer. Cea mai nouă componentă a lotului din Alba Iulia este sârboaica Iovana Vukoje, care are abilități tehnice bine dezvoltate. Aceasta poate evolua atât pe postul de fundaș cât și extremă. O veste bună pentru fanii echipei este aceea că experimentata Enico Tarța va îmbrăca echipamentul alb-albastru și în sezonul viitor. România poate fi gazda unui campionat european. Nu va găzdui turneul de fotbal ce se va desfășura în Polonia și Ucraina, dar are șanse mari să organizeze Europeanul de handbal feminin. După ce Olanda a renunțat la găzduirea turneului, România s-a înscris în luptă alături de țări precum Macedonia, Islanda, Serbia sau Croația. În ședința de ieri, premierul Victor Ponta a promis susținere necondiționată Federației Române de Handbal. Acesta l-a înștiințat pe actualul ministru al finanțelor, Florin Georgescu, cu privire la dorința de a organiza turneul. Ministrul finanțelor va trebui să gestioneze banii țării pentru a aduce europeanul pe plaiurile românești. Singura problemă pentru noi ar fi sălile de joc, care sunt puține și răspândite în toată țara. Totuși, România are șanse mari la organizarea turneului, deoarece contracandidatele înscrise în cursă au organizat această competiție în anii precedenți. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo! Astăzi vremea s-a încălzit și a devenit în mare parte frumoasă. Cerul este variabil cu unele înorări și izolat ploi slabe în zona de munte, unde vor mai fi posibile descărcări electrice. Vântul își pierde din putere și suflă de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se încadrează între 20 și 28 de grade, iar cele minime de la 5-6 grade în depresiuni până la 16 grade Celsius. Presiunea atmosferică nu se va modifica semnificativ, iar mercurul din termometre se situează în această seară undeva în jurul valorii de 17 grade la Alba Iulia, 19 grade la Sebeș, 18 grade la Aiud, 16 grade la Blaj și 12-13 grade Celsius, înregistrează termometrele la Câmpeni. Odată cu lăsarea nopții, scad și valorile termice și vor oscila în jurul a 10 grade la Alba Iulia și Blaj, vor fi 12 grade la Sebeș, 11 grade la Aiud și 9 grade Celsius la Câmpeni. Vremea se menține frumoasă și mâine, chiar va continua să se încălzească. În cea mai mare parte a țării, cerul va fi mai mult senin, exceptând zonele de munte, unde vor mai fi posibile unele înorări și izolat averse, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 32 de grade, iar cele minime, în general, între 10 și 19 grade Celsius. Așadar, aproximăm regimul termic de mâine, situându-se în jurul a 31 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 30 de grade la Aiud și Blaj și 26-27 de grade Celsius la Câmpeni. În cursul zilei de sâmbătă, vremea va fi călduroasă, cu temperaturi maxime de la 25 până la 33 de grade și minime ce se vor încadra între 11 și 20 de grade. Cerul va fi variabil, cu ploi slabe izolate, îndeosebi în zonele montane. Spre seară și la noapte, înorările se vor accentua în unele zone și vor cădea averse, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate și vor fi condiții de grindină. Doamnelor și domnilor, cu acestea fiind spuse, vă doresc să aveți parte de o seară cât se poate de frumoasă. La revedere!